Does it look good already? Okay. Bună, Giorgiu, n-am înnebunit, dar m-am adaptat și eu următoarelor minute. Așteptăm niște invitații deosebiți, importanți și un număr foarte mare. Nu numai numărul, și lățimea, și înălțimea, și numărul de la pantofi vor conta foarte tare în această dimineață. Salut, Dan! E un pic greci, nu vorbește astăzi. Așteaptă invitații. Vali, să arătăm puțin cartonul ăla de meteo, să vedem cum stăm cu vremea astăzi la Giurgiu, să apucăm să defilăm puțin prin informația strict locală. Așadar, vremea la Giurgiu pentru următoarele ore se anunță tristă, da? Plânge. Plânge cerul astăzi la Mare Artă, undeva spre orele după amiezii, deși maxima va atinge 14 grade. Încet, încet putem vorbi despre o răcire accentuată a vremii. Interesante sunt minimele de noapte, nu vor coborî sub 0 grade Celsius. Așadar, ploaie până mâine dimineață. Ziua de mâine rămâne una rece. Cred că avem șanse. Băieți, pariem pe niște fulgi de nea mâine? Merge treaba. 4 grade ar fi maxima. Sâmbătă... Iarăși o vreme urâtă, timp de stat în casă și de butonat la tembelizor. Bun, ieri am avut niște estimații invitați, îmi pare rău că n-am aflat cum au decurs activitățile Centrului de Afaceri Româno-Bulgar. A venit un domn tocmai de la Ploiești care a explicat giurgiuvenilor, sau mă rog, a avut intenția să le explice cum să acceseze niște fonduri guvernamentale. Moca, da? Bani gratis era sloganul. Mai multe detalii probabil că o să transpire în presa din Giurgiu în următoarea perioadă. Apropo de bani, acesta este cel mai trist subiect al cotidianului, din păcate pentru noi. Cum poți plăti impozite mai mici la stat? Mare nebunie, mare. Toată gargara e orientată pe faptul că dăm 4% la pensionari, 8% la bugetari, nu mai știu ce alte vrăjeluțe de-astea mici. În schimb, zona privată e lovită la greu, IMM-urile în speță cu celebrul impozit forfetar într-o altă formulă. Cum poți plăti impozite mai mici la stat? Noile modificări ale codului fiscal cresc cheltuielile multor contribuabili. Impozitele din agricultură și cota de 3% pe cifra de afaceri pentru micro-întreprinderi dau cele mai mari bătăi de cap, conform noilor prevederi fiscale. Agricultorii, vorbim despre ei strict acum, vor fi obligați să achite un impozit de 16% pe norma de venit. La acesta se adaugă o cotă de 5,5% contribuție de sănătate. Una din soluțiile pe care le-au dispoziție agricultorii, foarte simplă, mi s-a părut genială, să înființeze micro-întreprinderi pentru care statul va percepe un impozit de 3% pe cifra de afaceri. Ne asociem, ne întâlnim la o crâșmă mică acolo în sat, o punem de un IMM și scăpăm de impozit, asta dacă vrem să vindem legal. Bun, rămânem tot în sfera banilor, ci că Uniunea Europeană ar putea să ne ceară înapoi 1 miliard de euro. Avem de dat, că de-aia putem. Uniunea Europeană ne poate cere să restituim banii pe care ni-a dat pentru lucrările de modernizare a liniei ferate București-Constanța, după ce au fost furate o serie de componente din noua cale ferată, declara președintele Federației Mecanicilor de Locomotivă din România, care mai spune că se fură capete de linii, tampoane, osii. Asta cu motorina se înțelege, adică prost să fii să... călărești 4 tone de motorină să nu ieși tu acasă ceva. Se fură tot ce se poate fura, sunt și angajați CFR care fură. Obligația statului român pe care și-a asumat un contract încheiat cu autoritățile europene este să asigure parametrii optimi ai noii linii de cale ferate timp de 5 ani. Care parametrii sunt prin toate centrele de colectare fier vechi. Acolo sunt parametrii. Vali, colegii de la știri au realizat un material vis-a-vis de puștii noștri și timpul alocat internetului. Ce mi-a plăcut în acest material? Toată lumea e conștientă că avem mari probleme pe zona acces copil la mediul online. Ce zice statistica? Unul din 4 copii români primește zilnic mesaje sexuale pe internet, iar acest lucru nu pare să îi sperie, da, pe cei mari. Minorii sunt mari consumatori de internet, adoră chatul online și pot fi expuși cu ușurință intențiilor răvoitoare ale unor așa zis și prieteni. Ce părere au giurgiuvenii noștri despre acest subiect și cum au răspuns întrebările puse de colegii noștri de la redacția știri în materialul care urmează Push the Button?
Tineri, chiar copii, sunt prinși în capcana jocurilor pe calculator și a navigării pe internet. Este de ajuns un joc captivant cu eroii preferați sau o raită prin infinita lume a internetului pentru ca binecunoscutul computer să devină cel mai bun prieten al copilului. Potrivit unui studiu realizat de organizația Salvați Copiii, aproape 90% din tinerii care au un calculator spun că accesează zilnic sau aproape zilnic internetul timp de 2-3 ore, iar jumătate recunosc că au văzut imagini sexuale. Elevii giurgiuveni petrec în medie 1-2 ore pe zi în fața calculatorului și spun că nu au conturi pe rețelele de socializare. Eu stau cam o oră, două așa. Și ce faci la calculator? Mă joc cu Stardoll și Animal Jam. Pe rețele de socializare intri? Nu. O oră, două. Și crezi că e bine să stai atât? E, nu. Ce faci pe calculator? Mă joc jocuri. Pe internet stai? Da. Pe rețele de socializare? E, nu prea. De ce? Pentru că nu prea îmi place. Nu prea stăm noi. De ce nu stai pe calculator? Nu ne place. Nu chiar multe, dar o oră așa maxim. Și ce faci tu la calculator? Mă joc jocuri. Pe rețele de socializare stai? Nu. Nu multe, maxim două. Și ce faci tu la calculator? Mă joc, jocuri ce a descărcat tati. Pe rețele de socializare stai? Nu. Ai auzit că sunt periculoase? Da, am auzit foarte mult și de asta nu mai stau. Înainte stăteam pe Facebook cu prietenele. Totodată, vârsta medie la care cei mici încep să utilizeze internetul a scăzut cu un an față de 2010, de la 9 la 8 ani. De asemenea, a crescut de la 17% la 65% ponderea utilizării dispozitivelor mobile, telefon și tabletă, pentru a naviga. Pentru că știu cât de periculos este mediul online pentru cei mici, părinții spun că supraveghează copiii când stau în fața calculatorului și nu le acordă mult timp pentru această activitate. Cât lăsați copilul să stea zilnic pe calculator? Nu prea o las așa, dar mai stă câteva, două ore pe zi. Două ore pe zi. Periculos, credeți că este? Este foarte periculos, se dăunează mult la mentalitate. Deci devin copii altfel, agresivi, devin, învață prea lucruri foarte urâte acolo. La calculator și la desene animate. Dar ei îi place ca orice copil, dar nu prea o las chiar așa toată ziua. O supraveghează? Da, da. Deci este supravegheată. Tot. Deci știți pe ce să ai? Da. Da, 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 da. Deci eu știu, eu stau lângă ea și nu am altă treabă decât să mă uit să-i supraveghez. Mai mult de două ore, nu. De ce? Cât de periculos credeți că e? Foarte periculos. Supraveghea? Da, cum să nu? Nu las prea mult. Cam cât? Maxim o oră, e prea mult. Pe calculator. Cât de periculos credeți că e? Eu cred că este foarte periculos. Dăunează. Nu numai privirii, dar le... Nu, mai bine facem altceva, ne plimbăm. Găsim ce să facem, ne jucăm, facem dictare, o oră. Nu credeți că e periculos? Eu zic, dar nu îi depinde de mine, depinde de măsa. Măsa. Când e la mine, eu n-am calculator, adică l-am terminat, l-am scos. Dar când e la măsa, face prin rotație, adică are un frate mai mare și o lasă și pe ea ca să mai scape de gura ei. Copiii cu vârsta până în 10 ani pot sta o oră pe zi în fața calculatorului, iar copiilor cu vârsta peste 10 ani nu le este indicat să depășească 3 ore pe zi. În plus, specialiștii recomandă părinților să folosească un program de filtrare și blocare a conținutului web pentru a feri copilul de site-urile cu caracter neadecvat. Bună dimineața, Giurgiu! Gata, nu mai sunt singur... Și dintr-o dată erai singur și uite-te ce o să fie în platou. A venit, și Dan aici, n-a venit singur, a venit Giurgiu. Cu echipa de forță. Trupa de intervenție, să nu numim așa. Hai că încep din dreapta, da? Încep de la dreapta. Salut, la Emi sunt. Bună dimineața, Iulian Corneanu mă numesc. Iulian Corneanu? Corneanu. 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 M-a speriat așa că bombe pe acolo, alea, zic. Da, bine ai venit, mulțumim frumos. Bine v-am găsit. Coach, hello. Good to see you again. Good morning. Dan, preia și tu de acolo. Preia și tafeta. Da, în dreapta mea, doamnelor și domnilor, unul dintre, de fapt, toți sunt îndrăgiți, dar el se pare că este Jean Burel Georgescu Brian, ca să folosim așa în tot. Brian Burel, jucătorul de la acest Giurgiu, ca și Iuli în partea dreaptă și coach la mijloc, antrenorul. Am avut o mare problemă cu invitațiile, pentru că să aduci 2 metri... Și să vrea să întindă băiatul așa, știi? E mai greu. E mai greu, dar pe rând. Băieți, eu sunt paralel cu basketul, din start.
Eu m-am ocupat și cu fotbal. Mă uit așa prin televizor, știi cum? Dar n-am nicio... Că mă fac de... Nu de alta, dar zic, bă, toată specia asta bărbătească să uită la... Trebuie să mă uit și eu, că n-am de ales. Așa, ușor, ușor. Să-ți placă într-o zi. Coach, I'm going to translate for you. Bă, nu, așa, okay, am jucat prin școala generală, dar nu s-a prins de mine cu volei, cu de-astea, cu croșetat, cu musculițe, cu... Știi? De când joci? De când joc la Giurgiu, de când practic basket? De când joci, ideea de... Bă, am început undeva pe la 9-10 ani, dar cu ideea, m-a dus tata cu ideea să fac ceva, să am o ocupație, să nu stau pe stradă toată ziua. Foarte tare. Să am ceva ce face și de performanță, chiar am început la 17 ani, am început să iau ca și performanță. Păi asta vorbeam cu Mr. Coach, vis-a-vis de vârsta la care poți începe și asta nu e o limită. Decât una așa de... Mă rog, da, nu poți să începi la 25 așa, de ani deja când toată lumea a avansat pe lângă tine. Trebuie să începi cu junioratul, să ai un juniorat și pe aceea să treci. Dar ai încercat în paralel să lucrezi pe undeva? Ideea asta de sport cu a face bani? Okay. Când ai început să câștigi? A, nu, ideea de să câștig? Întreba până la 17-18 ani, dar nu vroiam să câștig. Am fost doar așa, eu am mers în paralel cu medicina. Am dat la medicină, am și intrat la medicină, am fost student la medicină. Ai fost? Vorbești deja la trecut? Am fost student la medicină, am intrat la buget, la Universitatea din Craiova, la medicină și după 2 luni am renunțat. Mi-am dat seama că nu e ceea ce vreau. Totuși basketul era pe primul loc și a rămas și de atunci am început mai mult să îmi doresc și nu, sunt din Craiova. Acum ești? Acum sunt, de 2 ani sunt giurgiuvean, da. Bun, Dan Preatu, te rog, canapeaua 2. Trecem la canapeaua 2, în dreapta coach, în stânga mea Brian. How it's a morning for you, the basket players and coach? He start what you eat when you open your eyes in the morning? You know, typically I like to start the day with some fresh fruit juice, something healthy, maybe some oatmeal. You know, get my day going a little bit. Pe care le tot citesc eu. He said that you speak through the studies with the experts in the nutrition experts. Yeah, you know, healthy body, healthy mind, get to work, get it done, you know. Deci îi place dimineața să înceapă cu un suc proaspăt de fructe, orange. Yeah. And also I like pineapple, apple, yeah. I like the banana, strawberry, capsuni. A capsuni, yeah. B, you? When I get up, I do a couple push-ups. And then I usually eat fruit, drink some juice and get ready for the practice. Deci el începe dimineața cu câteva flotări, la fel suc bun și este foarte pregătit ca să înceapă antrenamentul. What time start the practice every morning? 10:45. 10:45. Every day only practice like basket or you have also weight room? We have weight room also, sala de forza. We try to do that twice a week. And then we practice twice a day every day. We get up shots, we watch video, eat right, sleep right, you know, live, dream and work basketball. Deci au și sala de forță și antrenamentul propriu zis. Vor să fie pregătiți și să fie totul cât se poate de ok. Felicitări pentru victorii. Da? Congratulations for the victory. În sfârșit am spart gheața. Mulțumesc. O ținem așa, da? Da. Zăpăcim, îi învățăm basket. Cu forță. După cum bine observați, coach vorbește chiar foarte bine limba română. Trebuie. Așa. He understand, I don't... Înțelege, nu mai trebuie să mai te aduc. Puțin. Băieții ăștia mai au timp și pentru altceva? Sau doar visează și mănâncă basket? You have free time to think or something else, or you have the time only for basket? I like spending my free time watching basketball. Bun. Deci coach preferă ca timpul liber să și-l ocupe urmărind meciurile de basket. B, you? Same thing? No, I spend my time mostly sleeping and eating. Deci tot timpul... Aproape tot timpul lui liber și-l petrece dormind și mâncând. Hai să întrebăm dacă e o problemă să-și găsească o prietenă pe înălțime. Până la înălțimea așteptărilor. Dar începe din partea aia. E o problemă să găsești o prietenă la înălțimea așteptărilor tale?
Am o prietenă în Alta, mă aștept. E în Alta, așa, e... n-are probleme, nu? Cu scaunel, cu ziare, cu astea. N-are probleme cu scaunel, nu. Mai înaltă ca mine, nu. Dar e înaltă, pentru mine e destul de înaltă. Ce zice după acționata? La un moment dat, dacă visați, mâncați și... Hai. Mă susține, chiar mă susține, da, a fost greu la început, bine și când am cunoscut-o în vară nu făceam, vă dați seama, pe timpul verii, având liber să dea mai mult cu ea, acum am venit în sezon, iarăși vin aici. A venit în Giurgiu? Și, da, a venit, a văzut, a vine la aproape, la fiecare meci de acasă. Îi place la noi în stațiune, nu? Da. Un oraș liniștit. Vine așa. Fiecare weekend, da, să mă vadă la meciuri. Mm-hmm. Foarte tare. Te ești și pe partea asta? Ea nu are legătură cu sportul, nu? Nu, face medicină. Rămâne în familie, da? Hai, Dănuț, ia să vedem. His girlfriend practice medicine also. B, it's a problem for you to find a girlfriend with your size and your abilities. With your leg? Nah. With your leg also? Nah, it's not. No, nu este o problemă. Nah, no problem at all. No. Nu este nicio problemă, totul este cât se poate. Să mai mă ridic ca să fiu la înălțimea lor. Dacă te simți înghesuit, poți să... Așa. Coach? I do want to add that my primary job description when I first came here was to attract the 30 to 50-year-old female demographic to the games. And once they found out that I could actually coach basketball too, it was just a natural fit. Ok, acum să vă traducem. Când a venit prima dată la Giurgiu și a dorit ca să atragă foarte multe doamne și domnișoare în cadrul de vârstă între 30 și 50 de ani. Dar observând că ele vin singure, nu n-a mai fost nevoie să, să mai facă un efort mai mare. Da. S-a integrat singur. Da, exact. Deci basketul atrage pe toată lumea la sală. Asta este un lucru îmbucurător. E o problemă cu încălțăminte, da? Nu, la mine nu e problema. Nu, sunt, am problemă, uite, un număr normal, să zic, pentru șuturi. Am un 4-6, por nu e, se găsește. Deci la noi chiar găsesc... 4-6? 4-6. Da, și nu e problemă, 4-6 se găsește, nu? 4-6 nu e, cam de la 4-7 să zic, se prea găsesc la noi. Dar prin ce state sunt mări mai mari, așa, mai ușor de găsit? În majoritatea în Statele Unite. Majoritatea, da, comandă de pe site-uri, bine, au și site-uri specializate, cu tot felul de încălțăminte, de basket și... E foarte ușor, găsești pe eBay, găsești și 50-53, sunt toate mărimile, deci de aceea toată lumea comandă. Avem în echipă pe cineva care are 52,5. 52,5? Da, 52,5. Păi 53, aia plutește, nu? Merge singur. La plutește, da, iarna schiază pe... We talk about Bryson that he has 52.5, the size of the shoes. It's like 18. We speak in European size. Yeah, he's like, what, 2.12 meters, something like that. Deci are o înălțime de 2.10-2.11 și la Adidas poartă, poartă 52,5. Am să trebuie să-l îndreptăm în stânga. Hai să trecem și la... I-a fost greu să adapteze cu România? It was a problem for you to came and integrate the Romanian style. I wasn't. I mean, I've been here for like 4 years, so I'm pretty much used to everything. Deci este aici de 4 ani de zile și s-a cam obișnuit cu tot ceea ce înseamnă România. What was your first contact? How was your first contact with Romania? 4 years ago. It was an eye-opener. I came over here just like amazed by everything and just the reaction from people and fans and how the fans act during the game with the bullhorns and all that. Yeah. It was really an eye-opener, and I enjoyed it, especially playing in front of all these people like this. Okay, I'm going to translate right now. A spus că a venit în România și l-a surprins plăcut reacția fanilor, oamenii care sunt dedicați basketului, sunt la meciuri, toți fanii care vin cu acele vuvuzele, goarne, trompete și totul este foarte plăcut pentru el. I think the biggest fulfillment for me was to that I came over here, you know, without knowing anybody, and I found a way to adapt, you know, without asking everybody, oh, how you do this or how you do that. I learned you got to how to catch the bus all through Bucharest and how to ride the metro system. That's my first time using it, so.
A spus că a fost o experiență foarte plăcută pentru că a reușit chiar să învețe să descurce cu autobuzul în București și chiar pentru el metrou a fost ceva nou și chiar a făcut-o foarte bine. Tell me something about Giorgio. You live here almost 2 years? Yeah. 1.5 Yeah, 1.5 Deci el e la Giorgio de aproape 2 ani, de zile, 1 an jumate. How is for you to stay here? It's good. I mean, as you know on Facebook, I call Giorgio Gucci because everything is good here, you know. You got good support from the team, from the lady and the fans and everything, so I like it here. Dacă nu știți, Brian pe Facebook tot timpul numește Giorgio Gucci, Gucci City, sau City Gucci, pentru că totul este cât se poate de ok aici, adică are suportul... are suportul suporterilor, fanilor, are sprijinul conducerii clubului și totul pentru el e chiar foarte bine. I have another question for you, Brian. We know that you want to take the Romanian nationality. Yeah, yeah. Deci vrea să devină cetățean român. Welcome to the jungle. Acum spune că el este ro-american, ro-american. Yeah, Romerican. Yeah. First you have to learn the language, B. Yeah. Așa. Trebuie să știi imnul, știi imnul? You know the atom. I know how to hum it. Yeah. You know what? What? Let's, I know how to hum it. Let's hear it, yeah, let's hear it. Come on. I know the words, the part of the words. You must know the words. I'm waiting on y'all to teach me, man. Yeah. O să vorbim cu domnul antrenor. Cum vede? Există un schimb de experiență între ai noștri, între români și cei veniți de afară? Se simte chestia asta? Cum o vede și cum o controlează? Pleacă niște experiențe ale românilor spre american și invers? I didn't understand the last part. The experience. Go to the Romanians and the Americans. Specifically as it relates to basketball? Yeah. Or off okay. Only the doar basketul sau numai, în general? Numai basket. Only the basket. You know, each league around the world has its own, you know, style and flavor about it. Latin America is more wide open, run and gun, transition, showtime basketball, more like the NBA. China was very disciplined, very structured, passing game, a lot of shooting. And Europe is kind of a combination of the two. You know, it's physical, they help each other, they rotate defensively. There are some opportunities to get out in the open court, but there's also times in the game where you need to slow down and execute. And so I like it here. Acum pot să te aduc. No, okay, translate. Spune că în America Latină este oarecum ceva asemănător cu NBA-ul, se joacă foarte mult, pase, mai mult show, nu se ține prea mult cont pe partea de apărare. În schimb, în China spune că totul este foarte strict, foarte calculat, foarte la obiect, iar Europa, stilul de basket european este un fel de mix între cel american, sud-american și cel din Asia. Dar cel din Europa este mult mai, hai să spunem, puțin mai agresiv, pentru că se pune foarte mult cont pe apărare, pe forță fizică a jucătorilor și atunci e un alt fel de spectacol. Și pentru chestia asta îi place foarte mult. Observat că mediatizarea basketului, asta mulțumită și televiziunilor, da? Că vedem din ce în ce mai mult basket la televizor. S-a simțit și numărul de fani sau mă înșel? Parcă sălile sunt pline acum? Da. Țin minte că era o problemă. Vedeai când niște rătăciți, nu? No, da, în ultimii ani s-a schimbat because mult și datorită mai ales televiziunilor, că au început să se mediatizeze mult mai mult basket, acest sport. Au început și fani și suporteri, fiecare echipă are mai mult suporteri, dar atât cât și lumea care vedea la televizor a început să vină la sală. Vă dați seama, după ce ai văzut la televizor și ți-a plăcut un meci, venind la sală și văzându-l live, toată lumea a început să se îndrăgostească de acest fenomen. Am văzut pe Facebook una din prietenele de acolo comentat vis-a-vis de faptul că a fost invitată de o prietenă la un meci de basket, primul meci de Cristina. Yeah.
Primul meci de basket a mers așa, eu și basketul, știi? Aceeași replică, eu și basketul. Da. Știi? Și a rămas impresionată și și-a mai dorit să vadă. Atmosfera, da, și atmosfera care e în sală. Oricât ai stat la televizor să vezi un meci de basket, nu se compară nimic, nu se compară nimic cu atmosfera din sală, cu 300 de fani, 500, 1000, depinde acum și de stele fiecare echipă care le-au la dispoziție, nu se compară cu euforia care e acolo în sală. E greu pentru voi să faceți față unei presiuni a galeriei? Este același lucru ca în fotbal? Este altceva? Presiunea e mai mare, ei fiind mai aproape de... Nu, e de aceeași tera? Presiune. Bine, și numărul la noi în țară deocamdată și numărul suporterilor care sunt la un meci de basket e diferit de numărul suporterilor care sunt la un meci de fotbal. Cele mai mari stări la noi în România sunt unde? Da, chiar. La Craiova, la Sibiu, Cluj, au cel mai acum da, cea mai mare Timișoara, cea la Craiova s-a construit acum 4000 și am jucat în sală unde erau la meci au fost vreo 3500 de suporteri. Dar oricum nu se compară cu ce sunt la fotbal, 30.000, 20.000, adică oricum. Da, dar la noi parcă la noi nu e o problemă cu numărul de locuri? Nu, la noi deocamdată la noi în ligă mai loc. Mai, adică mai sunt. În sensul să mai pui o tribună, să mai pui ceva, mi se par puține locuri totuși. La noi sală? Momentan, în sală sunt 352 de locuri, în invariabil ocupate. Full în permanență. Și eu cred că e o problemă din cauza aceasta, noi încercăm la fiecare meci să aducem niște scaune pe care le putem pune în spatele panourilor. Și totuși, mai sunt încă 100 de locuri pe care putem să le mai... A fost o chestie cu să aducem niște tribune, dar a căzut proiectul pentru că... Na, nu vreau să intru în detalii. Da, păcat, pentru că presiunea din partea publicului e din ce în ce mai mare, știi? În sensul că vor să vină. Da, vine din ce în ce mai multă lume și față de când am început, când am intrat prima dată în divizia, acum 2 ani, când am început primul meci, nu era așa, era jumate de sală și tot așa ușor s-a ajuns. When the CSS came in the first division in 2011, the number of the fans was, let's say, 300 less than the number of the places from the gym. And right now we had more than 5,000. Okay. Bun, câtă vreme traduce asta? Tu ca și român, cum te adaptezi la jocul lor? Bănuiesc că e total diferit față de ce am făcut noi pe de ce am învățat noi, dar acum asta e și ideea în basketul care se joacă actual. Adică în Europa, în NBA, peste tot unde se joacă, trebuie să te adaptezi oricălui stil de antrenor. Și chestia bună care e că fiecare antrenor care vine încearcă să te învețe ceva. Și atunci învățăm cât mai multe lucruri. Acumulezi. Da, pe ansamblu acumulezi. Orice te învață, adică orice e binevenit, orice schemă, nu atât schemele de joc, pentru că schemele diferă de la antrenor la antrenor, dar atât individual. Cât vrea să te învețe individual, la fiecare antrenor ai ceva de învățat. Dacă vrei să faci spectacol, vrei să pierzi? Să zic, toată lumea, știi, vânează, bă, gen eu, știi, mă uit la un meci de basket și dacă nu văd ceva spectaculos acolo, știi, coș. Da, la noi în ligă... Riscând să faci spectacol, riști să și pierzi? Acum ce vedeți prin spectacol, dacă vedeți slam dunk-uri sau... Așa. De obicei slam dunk-urile sunt date de oamenii mai mari, adică mai înalți, mai care le e foarte, cărora le e foarte ușor să ajungă la inel și care sunt siguri. Deci un procentaj care sigur nu o să mă duc eu să încerc niciodată să dau peste doi oameni când știu că nu o să reușesc. Șanse, da, să cam 20% șansă să reușesc. Mai bine prefer să arunc de la distanță decât să mă duc unde sunt mai sigur pe mine. Și la noi basketul care se joacă la noi în Europa, în România, merge foarte mult pe, adică ai greșit ceva, te-a pedepsit imediat adversarul. Încercând să faci spectacol și nu reușești să dai un coș și el imediat te pedepsește, vine pe contraatac și el nu o să vrea să facă spectacol, o să vrea să scrie două puncte ușoare. E ușor în campionat? Nu. Campionatul e din ce în ce mai strâns. În ultimii ani, e anul care a fost, niciodată nu mai a fost atât de strâns campionat. Adică vedeți, și am trecut au mai fost câteva, cum am câștigat și am trecut cu Timișoara, care era pe primul loc, acum am câștigat cu Mureș. Asta se întâmplă în ultimii 2-3 ani, campionatul, deci orice echipă poate s-au echilibrat, orice echipă poate să bate pe oarecare. Deci nu e cum era înainte, deci țin minte, acum 5-6 ani, erau primele 5-6 echipe și nimeni nu, se băteau între ele. Dar restul să vină vreodată o echipă de pe locul 10, să o bate pe prima, să o bate niciodată. Super. Hai să întrebăm și pe Brian același lucru. When you make show at the game, you can lose the game? It's a possibility that you lose the game? It's all about time and really, and I say
what you do after you know that mistake happens. Say like if I want to throw JJ an alley-oop, yeah, and he misses it, instead of like, oh man, why you miss it? If we you run and get, yeah, you run and get back, you can make up for it. So, and it's all about the timing of the game too. You don't want to do it in a crucial time of the game. Like show up. Spune că totul se întâmplă chiar dacă ratezi un alley-oop, adică o pasă pentru un dunk sau... Na, pur și simplu ratezi, trebuie să te duci conștient, fără să stai să... Ah, de ce am făcut chestia asta? Trebuie să te duci înapoi, în apărare... Înapoi, în apărare... Da? Da. Ca să poți să fii concentrat, să poți să recuperezi greșeala, în primul rând. Da, exact cum ai zis, nu trebuie făcute momente cruciale ale meciului. Adică când e strâns, atunci să riști, să... Da, e... Adică mai bine e sigur. A, când dai un avantaj sau... Atunci da, poți să atunci poți să încep și eu. Da. Mă uit la palmele lor așa în general și mă întreb, pot cânta la pian? Can you play to the piano? Pot cânta la chitară? La chitară? Pull out the clip and play the piano. Ah, you have a video with piano? Yeah, I'll try and find it, man. Yeah. Coach, you can ask. Oh, you know, I was just going to say about the showtime aspect of the game. I mean, obviously the... One of the primary things we want to do is entertain the people in Georgia, you know, and so when the fans come out to the game and before the game you see, you know, younger kids and they're wearing the players' jerseys and they're warming up and shooting shots and everything. It's really about them. I mean, that's what we perform to entertain them. And I like using the Showtime, the highlight play as an exclamation point. If we go on a little bit of a run and we get up 8 or 10 points and then we get the big dunk and all the fans start screaming, then that's, you know, the other coach starts saying, time out. That's when you really get the momentum of the game. Spune că e foarte important să... Că ei tot ceea ce fac, tot show pe care îl facă primul rând pentru copiii care vin la sale, le poartă tricourile și... Îmi cer scuze, eu mai și caut un video cu Brian acum în momentul ăsta. Lasă-i, pasează-i laptopul lui că îl găsește. Să descurcă, dacă nu-s butoanele prea mici. You sure? Yeah, I just saw it. Where is it? Go out. Deci noi acum căutăm un video în care Brian a cântat la pian. Să înțeleg că le are cu pianul? Yeah. There it is right there. Right here? Yeah. Ok. Bun, dă-l haideți să îl dăm un maxim. Poți să faci un... I don't know if they can see that, but I like this music. Yeah, I was playing the piano. It's my second hobby. Eram la munte, la munte, da, la munte. Da, le are? E? Mă, ca oameni știu cât de mult știe. Următorul cantonament unde este așa? Nu știu. Așteptăm să vedem. Da, mare la munte. Muntele sau deplasarea din extern? Orice ar fi tot cantonament. Nu, tu ce preferi? Unde ți se pare mult mai ok? Unde ți se pare mult mai ok? În exterior cred că ar fi mai bine, dar și pentru noi tot, până la urmă, pentru noi tot un cantonament, tot faci 2-3 antrenamente o să avem pe zi, la noi tot o să rezume la odihnă, masă și antrenament. Timpul tău liber? La ce se rezumă? Odihnă, mare parte odihnă. Păi asta, că ești într-o stațiune totuși. Da, în mare parte odihnă, nu, dar nici nu poți. Adică să stai toată ziua, de exemplu, termin antrenamentul de dimineață. Ok, mănânc, după aceea să zicem că aș sta iarăși să mă plimb toată ziua, dar vine antrenamentul de seară, trebuie să fiu pregătit pentru el. Și atunci trebuie să stau în pat, să mă odihnesc, chiar dacă nu dorm. Mă uit la televizor să fac ceva, dar oricum trebuie să stau întins. Ați avut timp să vă faceți prieteni printre giurgiuveni? Da. Nu neapărat stric cercul... Nu stric cercul băieților din jur, dar și pe lângă, da. Sunt de 2 ani aici, vă dați seama, am mai ieșit și noi, am mai... Sunt ok oamenii noștri? Da. Sunt ok? Da. He asked if you have some Georgia friends. Of course, yeah. No, not the person that are near the basket team. I don't know, maybe the other person that live in Georgia. Yeah. For example, your neighbors. Yeah. How you feel about that? They are open, they are okay, I don't know. They treat us good here. You know, I've always felt real comfortable and people are always friendly to us and talk to us and whatever. And
you know, I've had the opportunity, you know, traveling with the club to see a lot of different cities in Romania. And one thing that I'll say about the people here in Georgia is that they're always real friendly, real receptive. They have time. Some of the bigger cities, they don't have time. They're in such a rush. Here, the, you know, I don't know, more of a personal touch. Hello, yeah. Good morning. How are you? Nice to see you. Spune că a avut ocazia odată cu echipa să călătorească prin toată țara și în orașele mari este mai greu cu apropierea aceasta între simplii cetățeni al orașului respectiv și jucătorii sau chiar antrenorul. Dar aici este cu totul altceva, suntem ca o familie cu toții pentru că întotdeauna ne găsim timp să spunem un bună dimineața, mă bucur să te văd, ce mai faci? B? Yeah, yeah. Same thing, coach. E același lucru pe care l-a spus coach. Înainte să mai pună Emi vreo întrebare, am să-l rog pe Brian să ne danseze puțin pentru că am descoperit că Brian are un nou talent. Un nou talent acela de dansa. B, yeah. I want to ask you that you can dance for us because we discovered that you have a new talent. No, no, no. I don't want to put the video. Please. Few seconds. Come on, B. Few seconds. I don't know what kind of dance you want me give to do. If JJ dance, give him a beat, JJ. If JJ, that's the only way I dance, if JJ dance. Okay, I put a song for you. JJ doesn't know the kind of dance I do. No, no, no. I do. Tell me the song that you want to dance. JJ. No. What song? What song? It's on JJ. What it's on me? No, man, I don't want to dance with you. No, I don't want to put the... I want to dance with the girl. Good, I promise. No, no, no. Brian, we don't want to see JJ dance. No, you want to see you. Yes. Hai că nu vrea, clar că nu. He said he doesn't want that. That's what he said. Yeah, I understand. Okay. I hit you. Întrebare. Da, asta pentru domnul antrenor. Se ridică copii de jos, cel puțin pentru Giurgiu, că îi vede prin sală la antrenament. Sunt mulți, sunt suficient. Ca și cifră, putem alege ceva. Avem rezervă pentru viitor. Ce se întâmplă? He asked if you saw the little kids that come to the practice. There are many, they are not many, they are not enough for to start a new team in a few years. There's a lot of kids that are associated with the program. We have them at every age group. And, you know, it's... I was saying earlier, that's what the game is all about. Mm-hmm. You see them get excited about the game, and they're giving the players high fives. They want to get involved, and they're working on their skills, and that's my future players. Sounds good. Întreb asta pentru că a face selecție în materie de basket e un lucru relativ greu, bănuiesc, nu? Să-i afli, nu? Să găsești? Să-i vezi undeva? Da, să începe o negociere, nu? Da, la vârstă mică se caută și talentul, adică atunci se vede talentul. La vârstă mică, mai departe, ce vedeți acum la mulți jucători, e talentul asociat cu muncă. La vârstă mică se vede talentul și poți să-i cauți. Și având un număr mare de copii, am văzut cât sunt antrenante, vin înaintea noastră, vin după noi, tot timpul sunt... Ai văzut într-un oraș așa mic? Da, adică continuu, vin, pleacă, tot timpul sunt la sală copii. Și e un lucru foarte bun asta, adică ai și o mare, un mare grup de selecție de unde poți să alegi. Și dacă din fiecare vârstă, cum se ia pe vârstă, să zicem anii, născuți anii 2000 sau născuți 98, din 30 de copii, 40, dacă ai cel puțin 2-3 care să-ți iasă mai departe, să treacă de juniora, să ajungă la o divizia B, divizia A și tot așa, e un lucru foarte bun. Poți trăi din basket? E suficient? Poți, dar e foarte greu. La noi în țară e foarte greu. La noi în țară nu e plătit chiar așa cum vede toată lumea. Ești sportiv. Bine că sar dintr-una, într-alta puteam vorbi și de tenis și de orice altceva, dar sar dintr-una în alta, uite aici, vis-a-vis de fotbal, că e o criză maximă în fotbal acum, în materie de bonus. Da, bine, de asta. Și au anumite salarii, la ei se cere... Și văd că un fotbalist dorit de Dinamo a fost scos la vânzare la mica publicitate, adică ajungem la glume de genul Unirea Alba, Iulia a intrat în insolvență, iar Eduard, mă rog, e unic în România, pentru că administratorul clubului a dat două anunțuri în ziare în care e scos la vânzare la mica publicitate, adică deja o dăm. Dacă ajungem la chestii de genul, ajungem la glume foarte... de asta. Basketul e ok, așezat, se pare așa, ca și jucător, ai o siguranță vis-a-vis de un viitor?
Crezi că se va mediatiza asta? Bănuiesc că numărul, totul viitorul basketului sună numărul de spectatori și de cei de rating-ul pe care îl fac. Promite, deci basketul deocamdată promite din ce în ce mai mult. S-a ajuns, să sperăm că să ajungă ca handbalul, fotbalul la noi în țară. Sperăm, eu sper cât mai mult, fiind jucător de basket, vă dați seama, sper să urce cât mai sus. Preferi meciurile europene sau din state? Și unele și altele. Sunt interesante amândouă. Aha, de la fiecare au un sistem de la, diferit de joc. De la europenii înveți ce să mai da. Acasă și dincolo te uiți pentru spectacol? Da, NBA merge foarte mult pe spectacol, foarte mult pe calități fizice. Miliarde, nu? Da. Se rulează miliarde acolo. Da, ce bani au și pe cât, ce contracte și pe cât se joacă, e incredibil. Pentru puști ai vreun sfat? Iubitorii de basket, nu știu, nu neapărat de cartier, că n-ai unde să arunci mingea, da? Să vină la sală să vină la sală, să nu renunțe, plus că la noi la sală poate toată lumea să vină, adică au copii cu toate vârstele. Deci nu și e nimeni să gratuit, nu? Da, gratuit. Sunt profesori care învață și să se țină, adică să vină constant, să nu vină astăzi, să vină peste 3 zile, să vină constant, să facă... Bine, până la urmă să numește triere, că nu poți să-l obligi să-i placă, știi? Dar nu poți să obligi, tocmai nu de asta, mi-a zis să dau un sfat pentru cei care vor să facă, să facă zilnic. E un sport care chiar merită, te dezvoltă foarte bine. Ai simțit-o pe piața ta? Da. Cât basketul te dezvoltă? Fizic, cât și psihic, da. E un sport destul de... Nu știu, nu e pentru oricine, pentru că aranjarea în teren și schemele și presupun și un psihic dezvoltat. De asemenea, aceeași întrebare o să o punem și lui Ben și coach. What your advice for the kids when they want to start a sport, for example, the basket? What the advice that you give them? Start young and just keep practicing like every day, like every single day. Începeți de mici și duceți-vă în fiecare zi la sală, pentru că e foarte important să faceți antrenament în fiecare zi. Coach? Do what you love and love what you do, because if you're passionate about it and it's inside of you and you work harder than anybody at it, then you're going to be great. Fă ceea ce îți place și fă pentru că îți place, pentru că dacă pui pasiune în ceea ce faci, atunci cu siguranță vei avea rezultatele pe care ți le dorești. Hai să vorbim de echipa de basket acum, ce înseamnă campionatul? Da. Sau ce a însemnat, mai bine spus? Nu? Păi nu, că mai avem. Ce a însemnat până în momentul ăsta, nu? Ar fi a doua victorie consecutivă, dacă nu mă înșel? Nu. Nu? Nu. Nu? What we present right now, CSS Giurgiu in the championship? I don't understand the question. Ok, let me rephrase. We start the new season. Yeah. How you see the evolution of the team in this season? You know, I think every year we've taken it another level. When we first started, it was really difficult to be competitive, just to keep the game close with some of the better teams. Now we've gotten to the place where we've beaten Cluj, where we've beaten Chesame, where we've beaten Mirisch, where we've beaten Petesht, and there's other games. We played Ploiești 3 games in a row, and every single game we had... it could have gone either way, and so I think I see a pretty significant step in the right direction this season, and I expect that to continue. Okay. Spune că la început a fost extraordinar de greu să poți să lupți de la egal cu echipe foarte puternice, exact cum spunea și Iuli puțin mai devreme. La începutul sezonului deja se știa, erau câteva echipe de top și acolo era foarte greu să chiar să ții un meci aproape. Dar cu timpul am reușit chiar să batem Timișoara, să batem Piteștiul, să batem Mureșul, CSM-ul, Clujul. Deci, chiar în iarnă, în decembrie, am avut 3 meciuri consecutive cu Ploieștiul și spunea domnul antrenor că se putea oricând ca meciul să se ducă într-o direcție sau alta, pentru că meciul era acolo, foarte echilibrat. Da? Okay. For you, the evolution of the team since you come to Giurgiu? Yeah, I think we came more together as a team, and you know, coach. I think coach hit it right on the head. You know. It's just like a big family though, except we all just playing basketball, really.
spune că se simt cu adevărat ca o familie și că sunt cu adevărat o familie, pentru că na, îi leagă basketul și nu numai, trag toți pentru Giurgiu și tot este cât se poate de ok. Pași mici, dar se ajunge la un nivel foarte ok. Îi plac micii? You like mici? Mici? Oh, mici? No, yeah, mici. The little sausages. Yeah. I had to cut that out of my diet, but it was good, though. Se spune că îi plac foarte mult, a încercat să-i gătească, dar mai bine îi cumpără. Coach? Yeah. Mici? I like it. Yeah, I like the steaks, too. You know, we get a healthy diet, you know, here. We were really focused on eating right, and I eat the same thing the players do, and so it's a lot of chicken and potatoes and salads fish. And stuff like that, fish. But on an off day, if I'm going to sneak out somewhere, then I'm going to get a nice filet mignon or a T-bone steak. And no, that's, I'm hungry. Yeah, maybe some lobster. Spune că de când am venit în coace sunt foarte atenți la ceea ce mănâncă. Pui, cartofi, chiar și pește, dar sunt momentele de timp liber când poate să mai strecoare și, de exemplu, o friptură, un mic, ceea ce e foarte... Da, n-aveți un nutriționist, nu? Astea sunt reguli bine știute. Da, sunt reguli bine știute, da. Avem Damien. Yeah. Preparator fizic. Damien. Da, care, mai ales când mergem în meciuri în deplasare, mergând cu o zi înainte, stăm la hotel, dânsul ne face mesele, știe ce trebuie mâncat înainte de meci, cu o zi înainte de meci, ca să ai energie în ziua meciului la prânz, că nu trebuie să mănânci așa mult, când la meci nu poți să vii cu... Dar bine, nu vă repăziți la un grătar, știi, înainte de meci? Nu, niciodată. După merge. După meci, da, pentru refacere poți să mănânci o friptură de vită, porc, ceva, dar înainte de meci tot timpul trebuie să mănânci ceva light, ceva ușor, ca să poți să alergi, să nu ai stomacul plin, să nu... Îți pare rău că ai renunțat la medicină? Nu. Nu? M-am gândit, dar nu-mi pare rău. Asta a fost drumul, asta mi-am ales, asta mi-a plăcut, nu puteam să fac, am încercat să fac pe amândouă în paralel, de asta am și stat 2 sau 3 luni la medicină. Dar nu puteam, aveam, de exemplu, marțea aveam program de la 8 dimineața la 8 seara, aveam 11 ore. Da, scuze, nu la câte boli. Da, și nu, dar era greu și mai puteam, antrenament aveam seara la 6, nu puteam, sau și în zilele în care chiar n-aveam programul ăsta, dar oricum aveam și lunea și miercurea și joia, aveam de la 8 dimineața la 4 după amiază, adică oricum aveam un număr destul de mare de ore și nu puteam să, și cum ce la antrenament eram obosit, în toată ziua, vă dați seama. I just wanted to say Mulțumesc Mult, sponsorly Sunny's Restaurant și La Rustic. They feed us really good every single day, and the people that work at those places take good care of us, and so we appreciate that. Da, bine, la echilibrat, da. Nicio problemă. Vreau să mulțumesc sponsorilor echipei pentru faptul că se ocupă de ei și îi hrănesc exact așa cum trebuie. We have another game that starts Saturday with CSM București. Something to say about that? Mergem în București. Da, în București, la ei acasă. I'm really excited. We're playing well. Things are starting to click. The ball's flying around. And I just know that if we just continue the same thing, that CSM is going to be in trouble. E un meci greu pentru voi, jucători? Da, deci e o echipă destul de bună, CSM-ul. E pe locul 8 deocamdată, dar este o echipă destul de bună, mă, ca echipă care a pus probleme oricărei echipe în campionatul acesta. E pe teren propriu, pe terenul lor, noi mergem în deplasare. O să fie greu, dar imposibil nu e. Orice meci. Deci bine, că aduce jucătorul ăsta, nu cum îl cheamă. Care din? Masiv, cel mai mult. Bryson McKenzie. Bryson McKenzie. Îl cam ocolește toată lumea așa, nu? Jucat acum cu Mureș, nu au avut jucători așa mari pe nou, dar acum da, e un jucător mare oricum. Acum să vedem și cu CSM. Noi oricum ne dorim victorie, oricum o să facem tot posibil. Deci nu o să ne lăsăm până la ultima secundă, nu o să ne lăsăm să... We receive a message from Irina Part that say congratulations once again boys for the victory with Mureș. Borel, it's a talent basketball player and one of my favorites, with Perry also.
I'm so glad that Yuli proved that he's a good player also. And he don't disappoint us for the last game. And he asked how you integrate the Georgia. Like how do I get along with him? I integrated good with him. Especially I knew him since last year anyway. Spune că s-a integrat foarte bine. O să, two second, because I must translate in Romanian. Felicitări încă o dată pentru victorie, băieți. Borel e un basketbalist talentat și printre preferații mei alături de Perry. Mă bucur că și Iulian a dat dovadă de multă încredere în el și în aruncările lui. 5 aruncări totuși de 3 puncte, nu e de aici de colea. Așa și ne-am cum s-a acomodat Brian, tocmai a răspuns, e aici de anul trecut, s-a integrat chiar foarte ok, îi place aici și cu siguranță o să mai rămân. Coach? I was just going to know if this was who was sending you that message. That's... Mujeres perversas? You like that? Yuli? No. No. Okay, something to transmit for the fans, because I think you need the support of the fans with Chesime. Coach, you start. Yeah, the gallery is really important. I know that when we went to Bucharest, it was actually in Debrecht for the cup, and we had the gallery there with us, and we had the support of this of the fans, and we heard them chanting CSSA, CSSA. The gallery is huge for us. We really appreciate all of your support, and we hope that as many of you as possible travel to Bucharest and are there to support us and watch your team win. A făcut o comparație cu ceea ce s-a întâmplat în cupă la Dobrești, când am fost undeva în jur de 30 de persoane, toată sala răsuna, chiar dacă nu eram acasă, dar jurai că suntem la Giurgiu. Și ai încredere în tine, îți fac când au suporteri în spate și te ovaționează un meci trec și te susții, și te împing de la spate, și asta vrem, exact cum a spus și domnul profesor, la fiecare meci, adică și acum ales că mergem la București, fiind meci aproape și... Știm cum a fost și atunci, să vină, să ne susțină, să fie alături de noi. Dar sunt 60 de kilometri, putem să facem deplasarea asta. Să înțeleg că s-a rezolvat cu transportul și cu asta, că te auzeam vorbind de... Da, transportul e asigurat, dar sperăm să strângem oamenii necesari, că aici avem un problem. Ok, păi să invităm. Invităm toată lumea care vrea să meargă sâmbătă la ora 4:30, plecare de la Petrom. Costul este de 20 de lei de persoană dus întors, că nimic nu se oferă gratis. Și vrem să strângem cât mai mulți ca să mergem să-i susținem pe băieți. Ar fi senzațional încă o victorie după aceea de la Mureș și împotriva CSM-ului, ar fi bestial. Stai să întreb, Brian, something for the fans for the next game with CSM? A win, you know? No. You need them support or not? Oh, yeah. You always need the support of the fans. I mean, it's kind of hard in the game when you... I know you're supposed to like be focused on the game, but like when JJ hit a big three, it's just that feeling like you hear all the fans and you just want to look at them and just, you know, kind of look at them and just keep running. Sper că este foarte important să ai alături pe suport, pe suporter, pentru că exact așa cum spunea și Yuli, el a avut sâmbătă suportul a peste 300 și ceva de persoane care de fiecare dată când marca de la 3, era o sală care era în picioare și atunci îți dădea motivarea și mai mare să le dovedești că poți și că joci pentru ei până la urmă. De fapt, asta e. Și încrederea că ți-o dau, îți e mult mai ușor. La fiecare aruncare, după parcă simți, nu te mai gândești. Deja nu te mai gândești la inel, cu toți aruncă o dată. Toți aruncă o dată cu tine, nu doar tu aruncă. Dar nu se mai simte, deja e singură. Se duce, pur și simplu pleacă din mâna ta, nici nu te mai gândești la inel. Și o vezi cum se duce singură și intră în coș. Nu mai spunem, e atât de simplu când ai fanii în spatele tău. Spune-mi care este senzația în momentul în care marchezi. Și asta o să-i întrebăm pe toți trei, pentru că toți sunt și coach, a jucat și el. Care e sentimentul în momentul în care marchezi și în spatele tău sunt o grămadă de fani care se bucură pentru tine? Sentiment de... Coach, when you have the fans behind you, you score. And all the fans are on the feet and claim CSS, CSS, or... the team that you play or your name? All of the above. How do you feel? It feels great. You know, I watched a replay of the game back the other night, and we really, basketball's momentum. Yeah. You know, in football, you can watch the game for an hour and nobody scores.
In basketball, it's about runs. You know, 6, 8, 10, 12 points in a row, and the crowd, the everything is building, and it reaches that peak where, you know, I feel as a coach that I can't make a mistake, that it's just going our way. And I think the players get that feeling too. They can't miss, and we need that support from Georgia. They've been great so far this season, and we hope they continue to support us. Spune că dacă te uiți la un meci de fotbal, vrei să te uiți la o oră, 90 de minute la un meci de fotbal și nimeni să nu scrie. În schimb, la basket e o alergare continuă, se marchează în disperare, chiar atacul e de 24 de secunde. Riști să iei coș la 7 secunde după ce a pornit atacul și după care să te duci tu. Faptul că sunt suporteri în spatele tău și te încurajează la fiecare coș pe care îl marchezi este senzațional și parcă te împinge de la spate. Bun, să stai așa, stai. Ah, te rog. Bam. Yeah. About the fans when you score. I kind of like just like do a circle of just like yeah, you're the man. I see Brian in the game. He's just like, "Hey, come on." You know? I love the fans though. Yeah. All of them. Reacționează publicul când arunci de la... Da, la fiecare mâncare, a mea, a lor, oricui, a echipei noastre, la fiecare fază bună, fiecare capac, fiecare slam, fiecare minge furată. Dar mai gândești când o lansezi? Nu, după anumite... E un reflex așa, da, după simplu. Când intri în joc, prima aruncare, primele două, trei aruncări... Reglarea tirului. Da, până îți reglezi aruncarea, dar după aceea, și mai ales, asta vă spuneam și înainte, când ai fani în spate, când ai suporteri în spate, merge singură, se duce, nici nu te mai gândești, ai prins mingea, ai aruncat-o și e cu atât de mai multă încredere. Ai în tine și că o să-mi scrii... Să nu ții pe prea tare, să nu-i devideze traseul, ai... Dar cel mai mult îmi place mie când se marchează, majoretele îmi plac cel mai. Se bucură, nu? Pele cine îl antrenează? Majoretele? Da. Deci majoretele aparțin Centrului de Cultură Ion Vinea și mulțumim pe această cale conducerii și domnului director Pețanca. We spoke about the cheerleaders. Ele se bucură foarte tare, adică... Da, și sunt antrenate de doamna profesoară Tania Moga. Dar asta e o coreografie? Da, este o coreografie care se face pe fiecare dans de când au început să danseze pentru CSS. Și chiar se bucură cu adevărat pentru fiecare fază bună pe care echipa o face. Au încercat să joace basket? Sunt curios. Joacă la școală. Majoretă să... Joacă la școală. Da. La orele de sport. Ar fi o fază, știi, să faci în pauze entertainment. Un meci să sară de pe basket game between the cheerleaders. That would be fun. Yeah. Yeah. Ar fi distractiv. Lupu ask, Alex. Okay. Ask, coach, you think that you don't leave Bucharest without a victory? We're going to win. Yeah, I mean, you know, victory, Alex. That's what we go there to do. And, you know, I just want to say, too, the cheerleaders are terrific. The wolf and the games, the fans. Mascota. But there's so many people behind the scenes. There's the Andre with the camera work. There's Damien with the physical part of it. Aline and the Domina with their support. The people that work the table, the people that handle the stats, the referees. There's so many people behind putting together that show for the fans. And, you know, it's nice that we have them. Yeah, spune că sunt foarte mulți oameni care dorește să le mulțumească pentru că ei sunt în spatele a spectacolului pe care dumneavoastră, cei care veniți la meciuri, îl vedeți. Este Alin, este Marian, doamna, cei care vin și filmează. Mm-hmm. Apropo de asta, o să fim la București, da? Da, noi vom filma, we're gonna... TV Giurgiu gonna record the game. Nice, I like it. Mm-hmm. Yeah. Last question. Avem 3 minute. Dacă ajungem încă o dată la concluziile vis-a-vis de partida viitoare, ora, plecare. When you leave Giurgiu from the game with București CSM? You have the practice in the morning, you eat something, okay, and after you... I'm planning a shoot around at 10:30, try and get in a little earlier than normal. 30 minutes, get up a couple hundred shots, and then get some lunch and have a little downtime before the bus has to leave. Typically, we'll leave for a 6 o'clock game in Bucharest around 3, so that we're prepared. Deci dimineața o să aibă, la 10:30, o să aibă un antrenament,
după care o să mănânce ceva și apoi la în jur de 3-3 jumătate vor... Da, 3-3 jumătate. Cam așa plecăm în general. Cam așa plecăm de obicei. București, trebuie să Pitești. Fim în sală cu o oră și un sfert înainte de începerea meciului. Și după aceea ne mai apun la București o oră, o oră și fac cam în jur cu 2 ore jumate înainte de începerea meciului. O să vizitați Muzeul Antipa după aia, nu? Da, poate după meci. Profitați de ocazia așa. Can you visit some museum? Yes. Deci încă o dată anunțăm cei care doresc să facă deplasarea pentru București. Și vă rugăm să fiți un număr cât mai mare. Ora, ora și locația. Deci este vorba de... Da, să faci o listă, bănuiesc, nu? Unde, da, unde asta? Pe pagina Facebook de Facebook a CSS, grupul CSS Giurgiu, este deja anunțat pentru sâmbătă. Dacă se face dacă meciul va fi la ora 6, plecăm la ora 4. Vrem să plecăm cu 2 ore înainte ca să avem timp să ajungem la Sala Federației. Pentru cei care sunt în București și vor fi în București în momentul respectiv, meciul va avea loc la Sala Federației de Basket, care este destul de aproape de Arena Națională de Fotbal. Și pentru cei care vor să plece din Giurgiu, plecarea va fi ori la ora 4 dacă meciul este la 6. Dacă meciul este la 7, plecăm la 4:30 de la Petrom. Costul este de 20 de lei. Dacă suntem 20, e ok. Dacă suntem 50, este iarăși ok. Dacă suntem 100, este bestial. Pentru că vă dați seama, nu costă absolut nimic biletul la intrare în, la arena de basket. Da. Nu e nevoie de bilet. Just for the transportation. Yeah, doar pentru transport este nevoie de 20 de lei, atât. Iar băieții au nevoie de sprijinul tuturor georgiunilor care pot să bine, și aia parte de distracție, până la urmă e o ieșire. Dacă... Da, până la urmă mai ieșim din Giurgiu, mai schimbăm puțin atmosfera. Cam asta este. Te rog, niște secunde, doar ale tale. Băieți, prietenii. Da, mare parte... Ai ceva de reproșat? Mulțumesc prietenilor, fanilor, pentru că m-ați susținut. Ai ceva de transmis, Giurgiu? Este da, vreau Oscar, să vină în continuare, să ne susțină. Să nu renunțe la medicină, că să uită mulți. Da, să renunțe la medicină, să facă ce-și doresc. Eu am făcut în viață ce mi-a dorit, ce mi-a plăcut și poate de asta mi-a și reușit într-o mai parte. Pentru cât faci ce-ți dorești, faci mai bine și vrei să faci mai mult. Mă bucur. De aceea, dar și fanilor și suporterilor și prietenilor din Giurgiu să vină în continuare la fiecare meci să ne susțină. Să fie totul cum a fost până acum, a fost perfect, a fost bine așa. Se poate 5 plus 2 la ofertă, nu? Mai arunc de astea de da, 3, se poate, da? Bineînțeles, încerc da, mai multe. O să încerc, da, și o să încerc fiecare meci acum să-l fac din se ce vedem așezați cu minți acolo un funduleț, da, sub coș și da, doar arunc. Păi dacă ce rost mai are să mai, da? Coach, something to say? A few words. You know, we're just going to work really hard for this win on Saturday and then we'll get a day off and we'll refocus on the next game here at home. But, you know, once again, we really appreciate all the support from the fans and we get all their messages and everything. And so we're going to continue to find a way to win for them. Spune că se pregătesc intens pentru meciul de sâmbătă, apoi după meci vor avea o zi liberă, după care se vor pregăti intens pentru meciul pe care îl vor avea peste 2 săptămâni acasă. Dar țin să mulțumesc foarte mult fanilor și suporterilor pentru tot sprijinul pe care îl acordă la fiecare meci și toate mesajele de încurajare și de mulțumire pe care le primesc pe Facebook și nu numai și în direct. Dar sunt convins și voi face tot posibilul ca toate victoriile de acum încolo să le obțină și să le facă special pentru suporterii de la CSS. B, some more to say? Yeah, just thanks sir. Thanks for look right here. No, you can look there. I'll just, you know what I'm saying? Just want to thank everybody for coming out, supporting us and stuff. And each year we're going to get better, prove to the team and the city that, you know, we're a good team. Spune că le mulțumește tot. Îl aranjează două chestii. Când mulțumește și când mulțumește sportului și când cântă la pian. Este super. I can tell that it's really okay for you when you thanks for the fans and when you play piano. It's something special for you. Yeah, it is, yeah. Brian Tomai spunea că vă mulțumește tuturor fanilor și suporterilor pentru sprijinul pe care l-au acordat și se simte chiar foarte bine la Giurgiu.
Thanks, guys. Mulțumim frumos. Și noi vă mulțumim pentru această ocazie și... Vă mai așteptăm pe la noi, oricând, cu cea mai mare plăcere. Ne vedem probabil duminica viitoare pe televizor. Să fie. Baftă la game. Baftă la game. Mulțumim. Good luck to the game. Thank you. Saturday and all the Juju is gonna be there with you guys. Juju, winners, winners. Câștigători. Mulțumim frumos, dragilor, ne vedem mâine dimineață. S-au întâmplat multe chestii în românica noastră, cea de toate zilele, nu numai la Gargara matinală de mâine dimineață. Postați, dacă vă doriți, anume invitați, folosiți Facebook-ul pentru orice fel de sugestie pe care o aveți. Ne vom strădui să aducem în atenția voastră pe oricine. Îi vom cunoaște, încercăm noi, zic, altfel vis-a-vis de partea oficială a fiecărei persoane. Exact. Mulțumim frumos! Zi faină tuturor și ne vedem mâine dimineață. Neața, Giurgiu! Ba! Doesn't it look good already? Okay.